Iuliana Marciuc ne dezvăluie momentul când Dumnezeu a ajutat-o. Aflăm chiar acum în ce impas s-a aflat Vedeta TV. Iuliana Marciuc are o legătură strânsă cu divinitatea. Sunt credincioasă, sunt ortodoxă, dar asta nu înseamnă că nu particip cu mare drag alături de cei care sunt în această perioadă în Ramadan, de exemplu, adică de cei cu religia islamică sau care au sărbat zilele trecute Purimul, adică mă refer aici la poporul evreu. Îmi place foarte mult această interculturalitate, interreligie. Băiatul meu învață la un liceu turc și a învățat în special toleranța și pentru asta eu sunt foarte încântată, pentru că acolo a învățat ce înseamnă să respecti pe celălalt, să-i respecti religia, indiferent care este ea, pentru că nu e așa, Dumnezeu este unul singur, acela în care credem fiecare dintre noi. Dar vă întreb, reușiți să ajungeți des la biserică? Nu reușesc să ajung atât de des pe câte ori vreau, dar de câte ori ajung, de atâtea ori nu numai că mă rog, ci spun și mulțumesc. Cred că asta este foarte important să reținem în aceste zile, că e important să mulțumim la fiecare trezire pentru faptul că ne trezim sănătoși, pentru că suntem înconjurați de prieteni, pentru că avem o familie sănătoasă și să și mulțumim pentru asta, nu numai să cerem. Atunci când își pierduse complet speranța că va fi vreodată mamă, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile și i-a transformat visul în realitate. Sunt convinsă că m-a ajutat atunci când mi-am dorit să aduc pe lume un copil, pentru că am făcut foarte mari eforturi de a-l aduce pe lume pe cale naturală. Eram aproape la un pas de a face și o înfiere și orice era posibil numai să am în familia mea un copil. Și până la urmă Dumnezeu m-a ajutat să aduc pe lume un copil pe care naturală și pentru asta n-am ezitat să-i mulțumesc de fiecare dată, iar pentru a-l aduce pe lume a fost nevoie de multă rugăciune și vorba părintelui meu a pus genunchiul pentru mine.